ASEA Târgu Mureș a plecat la turnul Severin pentru partida cu Pandurii Târgu Jiu. Meciul este programat pentru vineri, 18 septembrie, ora 21 și contează pentru etapa a 11-a a Ligii 1. Va fi confruntarea a două echipe despărțite doar de un punct. Înaintea acestei partide, ASEA se află pe locul 3 cu 17 puncte acumulate la distanță de două puncte de liderul Astra Giurgiu. În etapa 11 a Ligii 1, ASEA Târgu Mureș va întâlni vineri 18 septembrie de la ora 21 pe stadionul municipal din Turnu Severin, formația Pandurii Târgu Jiu. Partida poate fi considerată un derby al etapei, urmând să se întâlnească echipele clasate pe locurile 3 și 6, despărțite de un singur punct. Înainte de plecarea la Turnu Severin, antrenorul principal Vasile Miriuța a declarat Un joc cu panduri este întotdeauna dificil. Au jucători foarte buni și sunt o echipă imprevizibilă. Pot câștiga în fața oricărei formații. Noi suntem conștienți că un rezultat bun ne poate păstra în jumătatea superioară a clasamentului. Ne așteaptă însă șase zile dificile, cu două meciuri în care principalul nostru adversar poate fi distanța. Plecăm la turnul Severin, revenim imediat după joc acasă, iar marți avem jocul de cupă la pojoruta. Asta e viața de fotbalist. Sperăm să trecem cu bine peste acest impediment și să ne întoarcem cu un rezultat bun. Înaintea acestei partide, ASEA se află pe locul 3 cu 17 puncte acumulate la distanță de două puncte de liderul Astra Giurgiu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!